În urma discuțiilor cu majoritatea celor implicați în procesul de educație, precum și a discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Sănătății, cu factorii de decizie din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și cu cei implicați în campania de vaccinare, prioritizând starea de sănătate a elevilor și a personalului din sistemul de învățământ, Ministerul Educației își dorește redeschiderea cât mai grabnică a școlilor, în urma unei analize responsabile a rezultatelor care vor fi obținute cu privire la evoluția epidemiologică potrivit situațiilor cu privire la rata de infectare în urma vacanței de iarnă, rezultate relevante colectate la mijlocul lunii ianuarie. Raportările numerice solicitate inspectoratelor școlare pentru fiecare unitate de învățământ cu privire la personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic ce are disponibilitatea de vaccinare, situație solicitată tuturor unităților și instituțiilor de învățământ cu termen data de 15 ianuarie ora 16. În același timp, se vor avea în vedere și măsurile adoptate de alte state care se confruntă cu o situație epidemiologică asemănătoare, precum și raportările din sistemul de educație cu privire la numărul elevilor aflați în situație de risc din cauza dificultăților înregistrate pe parcursul procesului de învățare-predare online. Termenul pentru raportare pentru această situație este de 11 ianuarie. Ministerul Educației dorește derularea semestrului al doilea în format clasic, însă se va putea pronunța responsabil și fundamentat doar după jumătatea lunii ianuarie, respectiv în ultima decadă a lunii. Va fi luat în considerare orice scenariu ce va rezulta în urma analizei. Nu este exclus niciun scenariu, fie că vorbim de prioritate pentru cei mici sau pentru cei care susțin examenele naționale, fie că vorbim de prioritate a zonelor cu o rată de infectare mai redusă, așa cum solicită Consiliul Național al Elevilor. În această săptămână sunt planificate consultări cu reprezentanții elevilor, studenților, părinților și cadrelor didactice pentru a analiza tot spectrul măsurilor ce se impun atât în vederea redeschiderii școlilor, cât și în vederea compensării pierderilor suferite de sistemul de educație pe parcursul crizei sanitare. În cursul săptămânii viitoare sunt planificate de asemenea consultări cu factorii de decizie din domeniul sănătății.